Mulțumesc. Cred că a fost un meci de ocazie ratate, deci am avut astăzi ghinion, dar mă bucură faptul, în primul rând, că n-am scăpat gol astăzi, deci a doilea meci consecutiv, și cred că cel mai important, cele trei puncte acumulate, deci am obținut victorie. Asta e cel mai important. Deci în meciul de azi noi am greșit foarte mult în situații destul de simple și am favorizat acolo unde adversarul a fost destul de... are și jucători buni și faza se vede că este bine lucrată. Am greșit acolo atunci când eram cu mingea și atunci pe spații mai mari adversarul nostru a ajuns să finalizeze prin contract. Și acest lucru mă face și ne face nemulțumiți. Cum doriți să ieșiți din această criză? Că vorbim despre o criză deja, 8 etape fără punct în Divizia Națională. Deci acum v-am zis că tot concentrația noastră este să aducem jucători ca să întărim lotul, pentru că doar cu un lot destul de concurență vom reuși să intrăm în teren și să ne agățăm de puncte. Ați văzut și dumneavoastră, doi jucători, cum a fost Dama și Iberian, n-am reușit să înlocuim cu nimeni și am forțat un copil de 2004. Unde îl felicit cu acest lucru, pentru că un jucător talentat și a intrat cu curaj. Asta e un lucru. Dar ca să întărim jocul, din păcate, nu aveam la dispoziție cam cu nimeni. Practic vă lipsesc soluțiile în atac, în ofensivă. Deci soluțiile, evident, vor apărea când va fi concurență, va apărea când vom avea jucători, cel puțin câte doi pe poziție, cum au alte echipe. Și atunci lucrurile, evident, se vor schimba. Încă o dată mă repet, la acest moment foarte mult lucrăm și pauza asta va fi prielnică, unde noi vom forța să licităm jucători. Și conducerea vă promis că va aduce jucători? Păi anume și conducerea și lucrează în primul rând, unde ne susține pe noi în obiectivele noastre de a construi o echipă concurentă, puternică pentru un nivel bun al Diviziei Naționale.